Salutare, YouTuber! Deci cum se scoate de la Xiaomi M365 rulment blocat în carcasă de aluminiu? Puneți pe menghina, da? Și nici la ambelaj, la piaje nu se bate, degeaba bați. Ce rezolvi că bați? Că e blocat, da? Deci îl pui așa. Poți să bați cât vrei, nu bați tare în carcasă să o strâmbi. Se vine cu scula asta care o încălzește. Hai să punem pe 1. Ăsta arde, atenție că arde la distanță. Se încălzește. Aluminiul se dilată mai mult ca oțelul care-i rulmentul, da? Asta încălzește foarte bine. Se pare că n-am încălzit destul, dar ia mama zmăului, altă filmare vreau să fac. Revenit, se pare că nu l-am încălzit destul, e destul de blocat. Nu-i problemă de rest. Este blocat ca dracu. Bravo, mă. Ce are frică ăsta? Ce dracu picat. Da. Am revenit cu intra ceva la ventilator la gunoiul ăsta. Ce dracu' e așa înțepenit, mă? Poate mai așa... Gata, frate. Trebuie încălzit bine. Așa se scoate rulmentul la un Xiaomi. Salutare, YouTuberi. Trebuie încălzit cu fenul ăsta. Și atenție că arde ca dracu'. Vă trebuie scule. Am două rafturi de scule. Salutare.